pe băncile de lemn ale vagonului, moții priveau munții. Erau colțuroși, prăpăstioși, acoperiți de zăpadă, tari, de gresie, formați din stânci aspre și învălmășite. Moții îi priveau, tăcuți, pe gânduri, cu fruntea încruntată, pleoapele lor se închideau și se deschideau, lăsând să se strecoare munții înăuntru, în fârșit subțiri, ca și cum ar fi fost o băutură rară pe care ar fi vrut să o guste cât mai îndelung. Erau moți care se întorceau din câmpie, nu priveau munții, îi sorbeau încet printre pleoape. A doua scenă deschisă de Geo Bogza, una dintre cele mai frumoase și tulburătoare din literatura română, o are ca protagoniste pe o țărancă din țara moților care mănâncă un măr. Reportajul se transformă pe neașteptate într-un poem în proză. Femeia a început să mănânce mărul. Mare actriță ale lumii, unde sunteți să vedeți pe această țărancă, pe această femeie din țara moților mâncând un măr? Mânca? Mânca. Și în același timp părea că se roagă, că spune o poezie, că stă de vorbă cu munții. Întâi a luat mărul și l-a privit câteva clipe printre ploapele pe jumătate închise. Erau respect, admirație și bucurie, puțin tristă, puțin amară, în fața acelui lucru pe care îl avea în mână. Cred că numai pescuitorii de perle au privit în felul acesta splendorile smulse din fundul oceanului. Pe urmă a început să taie mărul cu briceagul. Dar cum aș putea să reproduc în cuvinte eleganța din gesturile acelei femei? Nu numai că nu era nimic obișnuit, nimic vulgar, dar părea că oficiază un cult, că se împărtășește dintr-un mister. Când lua bucata de măr și o ducea spre gură, buzele ei păreau că murmură o rugăciune. Mi-am adus aminte de Biblie și de rugăciunile pe care le spuneau primele seminții de oameni ori de câte ori întâlneau elementele vitale ale naturii. Atunci când se spălau pe mâini cu apa râurilor, atunci când vedeau soarele, atunci când se pregăteau pentru marea bucurie de a amesteca o bucată de pâine făcută din grâul pământului. Între gesturile vechi de 2000 de ani ale acelei femei din munții Apuseni, urmașă a dacilor și a gatirșilor, și gesturile femeilor din Biblie, nu era nicio deosebire. Aceeași simplitate neînvățată, necopiată după modele din afară, ci pornind dinăuntru, din străfundul oaselor. Aceeași divinizare a elementelor naturii, marea bucurie de a intra în contact cu ea, marea bucurie de a vedea lumina soarelui, de a putea face gesturi, de a amesteca între măsele esențele pământului, concentrate în sfera primordială a unui măr. În acest timp, vagonul de clasa a treia, Mocănița, celelalte vagoane, pătrundeau tot mai mult în inima munților, acoperiți de zăpezi imense. Se poate spune că Geo Bogza a înălțat unei țărănci o statuie făcută din cuvinte și că această statuie stă încă pe socul ei, neerodată de cinismul vremii noastre. Alexe Ștefănescu, lecția de literatură prin descrierile lui Geo Bogza. Pornim pentru 4 minute și pe firul Oltului. Două pagini din volumul Cartea Oltului al lui Geo Bogza am selectat pentru a completa povestea noastră de astăzi. Sunt paginile dedicate descrierii câmpiei. Textul pe care îl va citi Șerban Magiaru este din ediția a patra, definitivă, apărută la editura Minerva în 1985.